Drumul județean 307 de Leni Șipote a fost reabilitat. Timp de mai puțin de o lună, cei 9 angajați ai societății Drumuri Județene Constanța, cu cele 10 mașini și utilaje, au refăcut și consolidat tronsonul de drum cu o lungime de 6,3 km. Execuția lucrărilor a fost verificată de conducerea Consiliului Județean Constanța și de cea a societății Drumuri Județene Constanța. Ne continuăm seria proiectelor pentru județ. Suntem aici alături de compania județeană de drumuri împreună cu domnul vicepreședinte Gima, care se ocupă să acorde tot suportul companiei. Am rugat actuala conducere, atât administrativă și managerială, să găsească să gândească un parteneriat cu UAT-urile, comunele, în așa fel încât chiar o parte din drumuri care nu pot fi abordate de către comune să fie transferate la Consiliul Județean, să putem să le avem noi în proiecția noastră de reabilitare a acestora și mai departe să creeze acel sistem de transport corect și care să permită dezvoltarea acestui județ. Având dialog, îți apar rezultatele. Sunt drumuri făcute, sunt drumuri care se cadastrează și se intabulează, sunt zone din județul Constanța care nu știu dacă m-am greșit spus, dar cred că se reîntorc la viață. Proiectul are o valoare de 4,4 milioane de lei. Am mai reușit să terminăm încă un tronson de drum. Este vorba de drumul județean 307 care face legătura dintre DN3 de Leni și Pote. Asta datorită colegilor care se implică total în reabilitarea drumurilor județene. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat și lucrează în continuare pe toate drumurile județene și domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Mihai Lupu, pentru încrederea și sprijinul acordat. Valoarea proiectului a fost undeva în jur de 4 milioane jumate. Este un sector de drum județean de aproximativ 6,3 km.